Manuel Costescu și Cristina Iurișniții, ambii de la USR cu 10, respectiv 5 absențe nemotivate, sunt campionii absoluți din cei 11 deputați care au chiulit de la muncă. Culmea, absențele au fost înregistrate tocmai în perioada în care se discuta bugetul pe 2017, atunci când deputații USR au dormit prin Parlament noaptea, dar și ziua. Pe locul 3 se află tot un deputat din opoziție, Ovidiu Raițchi de la PNL, cu 7 absențe. Vă reamintim că după ce Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat auditarea cheltuielilor din timpul campaniei electorale, singurele partide cărora nu li s-au rambursat cheltuielile pentru că nu au fost făcute conform legii sunt tocmai PNL și USR.